Bine, ai găsit, ne-ai regăsit, eu am rămas șocat. Deci tu ai stat lângă Morone? Da, 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 am stat la 5 centimetri. Mă, dar chiar așa îl cheamă pe ăsta? Eram la rând la intrare. La Morone îl cheamă sau Moron? Dar ce ai cu el? Morone îl cheamă, Morone, Morone, nu? Michele. Mi se pare că e o boală ceva. Aici sunt cu mine, vorbește Morone, că ne-ai încercat deci, imediat. Vreau deci, vreau să ne spui totul, cum e, cum arată, cum se mișcă, cum miroase. Este... E cum zice lumea. E superb, e un bărbat asta vedem și noi. Șarmant, sexy. Mm-hmm. Cred că probabil e idealul femeilor la orice femeie posibilă, nu știu. Gravide. Mie nu-mi plac blonzii. Ați schimbat deci și voi două cuvinte? Mi-aș fi dorit, dar nu. Dar tu știi la că... data viitoare, poate, poate. Dar tu știi că el are o relație cu Nikita de la noi de aici? Da, are. Nu te-ai gândit tu la Nikita când ai stat lângă el? Nu, nici o secundă mi-a trecut prin cap. Nu s-a trecut. De fapt, nici nu știu cine este Nikita. Stai puțin. Aolo, cum poți să spui așa ceva? Nikita? Retrageți cuvintele, că nu, te rog eu multe. Dacă te vede acum... Ce, nu știu cine este Nikita? O cunosc, Nikita este și prietena emisiunii noastre, o mai vedem. O cunoști personal pe Nikita? Cum? O cunoașteți personal pe Nikita? Da, e prietena noastră, să știi. Este prietena noastră și este, cum se zice, cine l-o cunoaște pe Nikita? Ambasadoarea lui în România, cum ar fi. Da, își vorbesc foarte des și el o caută și a spus că va veni în România special pentru ea la un moment dat. O sună. Mă las la mișto. O să joace, el o să joace într-un film al ei, o să fie nebunie. Eu de zic ce să nu mai râzi așa, betișor. De ce râzi betișor? Când se ia amuzat toată situația în sine. E foarte frumos să fii visător. E, să știi că Nikita ce a zis, uită nu a zis degeaba. Uită. Uită. A, da, clar. E cu, e cu Morone. Da. Sunt convinsă, fel, da. Așa cum știți și voi că așa este. Cred că... Cred că o să avem un nou meci în cușcă. La Excel. Da. Da. Dar tu ai venit pe lângă surpriza asta care ne umple inima tuturor, mie mai puțin, dar asta e altă discuție. Ai venit cu o colecție inspirată din Egipt. Nu este colecție, culețe din Egipt urmează să fie lansată în septembrie, lucrez la ea. Va fi ceva superb, ceea ce nu am mai făcut, pentru că eu n-am mai folosit Aurio. Dar colecția asta din ce e inspirată? Că și nu are ceva... Nu este o colecție inspirată, sunt toate ținutele pe care le-am avut-o la Fashion Week la Milano. Ah, ce tare! Ne spuneai, din câte am înțeles, că ți-a fost destul de greu să ajungi la un show la altul, pentru că acolo sunt unul după altul, nu? Da, și trebuie tot timpul să schimbi ținuta. Evident, la fiecare brand trebuie să schimbi ținuta, să mergi acasă, să arăți complet diferit. La fiecare bântă să cum a fost diferit. La Milano? Cum, da. E? Cum e acolo? Așa cum vedem noi la televizor? Este mult mai mult de atât. Emoțiile sunt mult, mult, mult mai mari. La ce e la televizor e așa o experiență, dar ce e fizic se trăiește complet diferit. Beti, vedem și noi între timp ținutele, dar eu doar atât vreau să întreb. De ce spui că trebuie să te schimbi neapărat? Adică te verifică cineva dacă ai mai fost cu ținuta aia în altă parte? Fiecare... Sau pur și simplu tu ai chestia asta să nu apari în două locuri? E cum ai fi invitat la un brand românesc și tu să mergi îmbrăcat alt. Și de obicei trebuie brand. Să te cam îmbraci adică, la fiecare brand trebuie să mergi cu hainele lor. Respectivă, cu da. Uite, de exemplu, ținuta asta de la ce brand e? Asta este o roche făcută în România, este de la Atmosphere Fashion. Aceasta vreau să o port la o lansare de încălțăminte, doar că a plouat foarte tare în prima zi în Milano și am ieșit cu rochea asta baltă de acolo, deci a fost ceva rău, n-am putut. Important e că totuși ai putut am să porți ținuta. Puțin, da. Ținuta asta roșie din locuri unde ai purtat-o. Aici e mâna mea. Unde ai purtat-o? Deci cu asta puteai să te duci oriunde, cum ar fi. Cu asta merg oriunde. La, nu, la, orice, la Milano, am înțeles că te-am văzut în oraș cu asta. Și, da. Unde ai fost cu asta la Milano? Ce, în club. Cu asta am fost în Just Cavalli, în Milano. Perfect. Vezi, o ținută perfectă. Cum a fost primită ținuta aceasta? Latex, roșu? Să știți că lumea în Italia apreciază latexul. Eu, adică el fiind eu cred că și în România simplu. L-apreciază. Stai un pic, că pot să spun că aceeași ținută a fost și la noi în Caio și vreau să spun că și acolo a fost ce foarte crezi, apreciată. Fost apreciată. Foarte apreciată a fost și acolo. Hai să da, nu, hai să... Da. Da, tuturor mai nu, în da. Perioada de Fashion Week trebuie să le spui celor care ne urmăresc că lumea e foarte extravagant îmbrăcată. A, evident, și te îmbraci extrem de fashionist. Atunci nu te miri să vezi tot felul de ținute care mai de care mai wow, nu? Da, niciodată. Uite, tot latex, că vorbeam despre latex, dar un pic mai cu minte aici, mai puțină piele. Cine? Da, puțin mai educat, cum ar veni. Da. Mm-hmm. Asta e tot din colecția ta. Da, 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 tot din colecția mai mea. Așa. Și cu asta unde ai fost? Tot în Milano, sunt toate rochile. Dar în Milano unde? La ce? Am evenimente, am fost la colecții la care... de lansare de încălțăminte, am fost la cluburi, am fost la reviste lansate, am fost la Dolce Gabbana, la roche de la Dolce. De obicei când suntem invitați, noi nouă ne dau sau încălțăminte, sau geantă, sau un articol vestimentar care face parte din colecția respectivă care se va evident, lansa. Evident, trebuie să porți și apoi, puțin da, apoi trebuie să o reîntorci.
Ce ai purtat la Dolce & Gabbana? Rochie am avut. Rochie. Rochie din dantelă. Ma. Scurtă, lungă? Scurtă. Dar de ce scurtă ți le iau? Uite ce ne faci. Ei? Vezi? Pentru că ei ca brand ți le dau ție ca influencer să le postezi și să le promovezi la show-ul lor, da, după care trebuie să le returnezi. Și unele sunt doar prototipuri care nu se vor lansa niciodată. Da. Adică ei le-au făcut doar ca să fie pentru colecție. Să nu spui că ai fost îmbrăcat așa. Da, am avut. Am avut ce rapide de soft, e ok. Ai avut ce da. Recunosc că această acolo ținută, dacă stau un pic să mă gândesc. Ai mai văzut-o îmbrăcat așa? Am văzut-o pe Betișor îmbrăcat așa la un eveniment. În România, noastră? Da, la petrecerea la noi la antenă, dacă nu știi, la petrecerea de Crăciun. Așa am fost îmbrăcată. Exact așa. Eu din câte mi-aduc aminte, nu prea am fost la petrecere. Dar nici eu nu prea mi-aduc aminte. De Crăciun, că aveam... Ținuta asta mi se pare spectaculoasă și cred că ne-mi-ai prezentat o dată acești pantaloni. Da, asta am prezentat-o data trecută, dacă am prezentat-o pe umeraj. Și fizic arată, da, spectaculos. Pantaloni caniș, sau cum să le zicem? Sincer, nu știu ce material este, pentru că e o îmbinație între pene și de desubtiuri. Pantaloni am. Și nu e un material gros, chiar nu știu, să mă interesez atât Andrei, de material. Andrei, să știi, dânsa este vecină cu noi acolo și... O știu pe domnișoara. Da. O știu, am mai văzut-o. Unde ai purtat ținuta asta? La o lansare la de... Asta aș purta-o și zi de zi pe stradă, sincer, și în club aș purta-o... Cu o geacă de piele deasupra? O geacă sau de piele, da, așa, vara, la fel, acolo, da, pentru că pantalonii sunt foarte subțiri. Subțiri? Nu da. Sunt, pare că o să mor de cald dacă îi port asta. Vreau să te întreb, nu sunt asta, nu transpir, nu nimic, nu? Nu, e un tiul cu ceva blăniță pe deasupra, nu știu materialul sau exact. Sau poți să pui un ventil. Opa, mamă, ce frumos. Foarte interesantă această ținută, care pare un jeans, dar de fapt se continuă cu un pantalon din paiete foarte elegant, nu? O ținută de seară, bănuiesc? Da, este de seară. Aceasta, tot pantalonii sunt făcuți de mine. Și tot la evenimente l-aș purta, evident. Cu cât ai întâlnit cu Morone, ce ținută ai purtat? Cu Michele am avut rochie de la Dolce. De-aia a căzut cafularul. De-aia a căzut. De-aia s-a nimerit lângă el. Nu, i-a căzut la tu, Michel. Dar a fost frumoasă ținută de la Dolce. A spus ceva despre tine, nu știu, ți-a aruncat pe privire, ți-a spus vreun bună... Am făcut ei contact am făcut. Ce era? Ei contact. Adică am tras privire una. Da, și așa nu știu engleză, nu mă băgați în ceață de ta, s-au schimbat. Da, era ei... Ai contact. Am crezut că ai ăla, artificial intelligence. Am crezut că ai făcut... Nu, auzi, noi și așa nu știm engleză, dacă ne bagi în ceață cu... E doar gelos că tu ai reușit să stai lângă Morone atât și că el nu a reușit să stai și el odată lângă Kim Kardashian, de exemplu. Bravo. Poftim, da. Dar ce, și lângă Michele Morone ăsta, dacă aș sta tot bucuros așa? Îți dai seama, nebunie. Ce alte vedete ai reușit să vezi așa de la mică distanță? Pentru că bănesc că dacă ai reușit să ajungi la show-urile... Asta e ținuta care am avut la Dolce. Super. Chiar super în stilul Dolce, evident, rochea fiind de la acest brand. Cât s-a stat în Milano?